Salut! Astăzi te învăț să rezolvi acest puzzle. Dacă vrei, evident, nimeni nu te pune cu forța să înveți lucruri noi. E doar alegerea ta. Dar cum se numește acest puzzle? Cube. 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 Și primul lucru care trebuie să-l faci? Corect. Să-l amestici. Al doilea lucru care trebuie să-l faci? Corect. Să-l rezolvi. Și dacă ai puteri supranaturale, faci așa. Și cubul este rezolvat. Ne vedem în videoul următor. Pe curând! Stai că a fost doar o glumă. O să încerc să-ți explic cât mai rapid și cât mai explicit cea mai simplă metodă de rezolvare a Cube. Cube? Cube. Cube. Bine, primul pas pentru rezolvarea acestui cub, ca la orice cub, este să rezolve o parte. Și vom începe cu partea albă. Cum se rezolvă partea albă? Nimic mai simplu. Poziționează centrul alb în sus și găsește un colț care conține culoarea albă. De exemplu, mai simplu să fie aici jos, pentru că dacă îl ridicăm așa sus, deja este poziționat corect. Acum important este că a doilea colț va veni aici, dar cu culoarea albastră în față. Găsim colțul care conține alb și albastru. Aici este. Și chiar se află în poziția care ne trebuiește. Îl ridicăm sus. Deja două colțuri sunt poziționate corect. Următorul colț va fi cu culoare oranj spre noi. Așa și îl găsim aici jos. Și dacă îl ridicăm așa sus, poți observa că alb a rămas într-o parte și oranj sus. Atunci, îl dăm în spate, rotim colțul în felul următor și încercăm să-l ridicăm. Și vedem că iarăși nu e corect. Îl lăsăm iarăși în spate, îl mai rotim o dată. Și așa trei colțuri sunt poziționate corect. Ultimul colț, îl ridicăm aici și vezi că nu e poziționat corect. Facem la fel. Așa. Coborâm colțul jos, ridicăm, apoi îl ridicăm pe acesta care s-a dus aici. Primul pas este rezolvat. Al doilea pas va fi partea galbenă. Mai precis, colțurile galbene și apoi centru. Aici pot apărea trei situații. Prima situație care o avem acum aici, când niciun colț nu este culoarea galbenă în sus. Poți vedea că două galbene stau aici, ca ochii, doi ochi care se uită la noi. Și alte două galbene stau prin părți. Eu le numesc urechi, adică ochi și urechi. Poziționăm cubul cu ochii spre dreapta și urechile spre stânga. Și de acum încoace vom face doar o singură formulă, care se numește pif-pap. Ochii în dreapta, urechile în stânga. Facem pif-pap. Colțul drept în jos. Colțul stâng în jos, colțul drept în sus, colțul stâng în sus. Și așa partea galbenă s-a rezolvat. Dacă s-au rezolvat doar colțurile și centrul încă nu s-a poziționat corect, cu centrul poziționat aici în față, facem încă 3 pif-pafuri și se poziționează corect. Așa, a doua situație la galben, după ce rezolvăm alb. Când două colțuri sunt aici pe diagonală, dar două sunt pe părți. Acum se primește că doar un ochi se uită la noi. Păi cu acest ochi care se află în dreapta, unul este în stânga, altul în dreapta. Acesta care în dreapta îl lăsăm să se uite la noi. Și facem iarăși pif-pap. Și putem observa că am ajuns la prima situație, când avem doi ochi și două urechi. Și iarăși lăsăm ochii în dreapta, urechile în stânga și facem pif-paf. Așa, și galben este rezolvat. Acum putem vedea că roșul s-a rezolvat automat. Alb, galben, roșu. Și de asemenea putem vedea colțurile de aceeași culoare încurcate cu centrele. Colțurile albastre, centru oranj. Colțurile oranj, centru verde. Albastru cu verde. Ok, pentru a muta
Centrul oranj aici sus, îl plasăm în spate, în felul următor. Colțurile oranj sus, centru în spate. Facem pif-paf o dată. Jos, jos, sus, sus. Acum, întoarcem cubul la 180 de grade și facem ultimul pif-paf. Jos, jos, sus, sus. Și cubul este rezolvat. Simplu, nu-i așa? Pe canal la noi găsești mai multe tutoriale de acest gen. Sau poți să lăși un comentariu cu un cub care dori să-l rezolvi, dar nu știi cum. Și eu voi face un tutorial cu cea mai simplă metodă de rezolvare. Pe curând!